La bună revedere, prieten! Momentul de poezie, întâlnirea cu numărul 736, sunt Armanda Filipine, așa cum știți, și am selectat și de această dată și coloană sonoră și creații semnate de trei autori. Coloana sonoră aparține unui compozitor pe care sigur nu l-am mai ascultat la momentul de poezie, Pierre Octave Férod, a trăit între anii 1900 și 1936. Este o înregistrare cu pian. Sper că se aude și sper că vă place. E un pic cam încet sonorul, dar mai tare nu merge. Cum spuneam, trei autori, ca de fiecare dată, încerc să nu repet autorii și vă spun că primul dintre ei este un polonez pe care l-am găsit tradus de Mircea Dan Duță în revista de la Botoșani Hiperion. Polonezul nostru este Bartosz Radomski. Este tinerel, născut în 1983, mi se pare. A absolvit literatură clasică, am văzut pe CV-ul său, și este și traducător. În scurta prezentare din revista Hiperion ni se spune că prezintă inclusiv literatură română în limba poloneză, dar noi avem, v-am zis, în revista Hiperion poeme traduse din poloneză semnate Bartosz Radomski și eu am să vă prezint un poem tare interesant numit Psihoză. Nu de alta, dar noi trăim în aceste zile ceva mai mult decât o psihoză. Cai cu cap de om dansează în întuneric, nebuni trăitori în păduri, ființe făcute să trăiască în societate, creatori de nefirească fericire, pun roata în mișcare, cuvintele și gândurile migrează, capul, hârtia, închise în trupuri, sufletele ating extazul. Asta înseamnă că sufletele au plecat și doar trupurile își fac de cap și, după cum ne spune poetul, mai degrabă scai decât oameni și nebuni trăitori în păduri. Bine, acum nu devenim noi chiar nebuni, dar o stare de psihoză trăim cu toți în aceste zile și poezia sigur ne salvează, chiar dacă ne vorbește exact de ceea ce trăim. În fine, un poet pe care merită să-l căutăm, să-l citim cu mai multe creații, Bartosz Radomski. Un alt autor pe care vreau să vi-l supun atenției este, de fapt, muzician, instrumentist și e binecunoscutul flautist cu celebrul flaut de aur, Ion Bogdan Ștefănescu, fiul actorului, regretatului actor și el poet Eusebiu Ștefănescu. Am găsit creații semnate Ion Bogdan Ștefănescu și m-am bucurat tare mult într-o revistă Feedback de la Iași, știți revistele conduse de Daniel Corbu, în numărul 7-8 din 2018. Sunt mai multe poeme acolo și vă invit să căutați revista Feedback, o găsiți pe internet, deci numărul 7-8 din 2018 și poemul se cheamă Scriu despre viața altora. Scriu despre viața altora, cu fiecare cuvânt încep să văd prin ochii lor. Penița îmi zgârie ficatul. Nu mai pot rosti numele celor dragi, nici să clipesc în semn de iertare. Gâtul mi se umple de sânge. Încep să-mi recunosc scrisul. Un poem tulburător și iată despre suferință. Ion Bogdan Ștefănescu, dragii mei, și atunci când îi vedeți numele pe afișe sau îi ascultați înregistrările sau îl ascultați sau îl întâlniți, să vă gândiți că scrie și poezie. Și la fel a scris poezie și regretatul său tată Eusebiu Ștefănescu, pe care de altfel l-am prezentat și am și o carte, cel puțin o carte de-a lui și mi-l aduc aminte pe tată, nu pe Ion Bogdan, ci pe Eusebiu Ștefănescu din câteva întâlniri extraordinar de frumoase, dar în fine, să trecem la un alt autor
că de fapt e momentul de poezie, nu de amintiri, un autor pe care o să vi-l prezint din într-un recent număr Tribuna, pe care l-am achiziționat și am citit și câteva chestiuni interesante pe aici, dar mi-a părut bine și că am și un autor pe care să vi-l prezint din aceste pagini. Sunt haicuri semnate Virgil Petala. Domnul Virgil Petala, care este prezentat aici, poate că e Petală, dar oricum așa scrie, Petala. Și am să iau așa, pur și simplu, pe sărite, iată unul dintre ele, Lacrimi de sânge, Magnolia plânge, Al vremii hazard. Se potrivește? Se potrivește și în unele locuri chiar au înflorit magnolii. Copacul în vânt, absorbind lumina, se înalță stând. Norii negri, dureri și regrete, strânse în furtuna vieții. Pete de culoare aruncate pe pădure, e toamnă oare? Și un final așa, ca să fie cadou pentru voi toți, îmbrățișare de culoare și parfum. O floare. Floare și îmbrățișare să fie, dragii mei, momentul nostru, cu o coloană sonoră tare, tare delicată, semnată Pier Octave Ferro, un compozitor care a trăit doar 36 de ani, s-a născut în 1900, și am găsit pe internet această înregistrare care e o poezie muzicală tare dulce și tare delicată și care sper să vă facă și dumneavoastră bine. Oricum, rămâneți aproape, vom avea multe alte momente, nu ne oprim, pentru că merităm și noi un pic de bucurie în aceste zile atât de turbate. La bună revedere!